Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou clip. Este vorba de căsuță, camera pe care vreau să o fac. Avem stâlpii făcuți. Pe toți pereții i-am tras frumos la drept. Acum trebuie doar să încărcăm între ei, între acei stâlpi pe care eu i-am făcut la drept. O cameră care aș vrea să iasă bine. Nu prea se vede. Iar după acești stâlpi pe care i-am făcut pe perete, o să tragem frumos pentru a încărca între ei, pentru a umple acea armătură pe care eu am băgat-o la pereți. Ajută foarte mult la rezistență, la structura de rezistență acasă. Cât de cât i-am scos la drept și e un lucru bun. Acum este ușor. O să facem o filmare și cu pompa. I-am mai drișcuit un pic ca să iasă frumos la drept, să nu avem probleme atunci când tragem cu dreptar. Avem un dreptar la 2 metri din acesta cu buză. Pompa o avem deja pregătită. Ce am făcut? Ieri mi-a sosit o mașină de nisip, granulație mai fină. Am încercat să aduc un 0,3 ca să nu mai se înfunde, să nu mai am probleme cu pompa, să meargă mai ușor și sper să prind o etapă în care veți vedea cum merge pompa, dacă merge mai bine. Avem aici cădița pentru material, istria, canciucul, aici avem un coș din acela, avem apă ca să spălăm pompa, iar eu o să revin cu continuarea după ce fac material și o să punem pompa în funcțiune pentru a umple acei stâlpi. Revin. Am revenit cu material preparat. Vedeți, pare un pic mai păstos, granulația este mai fină. Vedem cum se comportă pompa. Sper să meargă mult mai ok și să scoatem un perete frumos. Așadar, urmăriți-mă. Thank you.
După ce încărcăm, să zic așa, prima mână, este prima mână de tencuială plină, pentru că dacă e să ne gândim, primul strat este șprițul. Pentru prindere și pentru a face priză cu peretele vechi, cu cărămida. Ăsta este primul strat de tencuială care vine aplicat pe perete. Eu zic că după ce lăsăm să tragă, eu zic cu a doua mână vom putea să îndreptăm, să tragem cu dreptar. Nu fac altceva decât să încarc toți pereții care îi am disponibil și pot să dau prima mână de tencuială. După aceea, după ce rezolv această etapă, mă reîntorc la primul stâlp aici de unde am început. Așadar, o să mai filmăm un pic, iar după aceea o să revin în clipul următor cu evoluția lucrărilor în această cameră. Cam asta e, prieteni, până în momentul de față. Eu o să-i dau înainte, dar sper că v-ați făcut o idee despre pompa și compresorul pe care eu îl folosesc la tencuit. Haideți să vă arăt și compresorul. Este un compresor Shepak, este nemțesc.
la multe clipuri care s-au făcut pe această temă, pe pompele de tencuit cu compresor, nimeni nu a specificat ce fel de compresor ne-ar fi de folos. Eu am unul de 50 de litri, 10 bari presiunea, are 225 de litri pe minut și face față, ați văzut prea bine, este un compresor micuț, am dat undeva la 900 de lei pe el, este un compresor foarte bun și folositor. Cam atât, vă salut cu respect!